Proprietarii de terenuri nelucrate care nu curăță și nu îngrijesc suprafețele respective vor fi penalizați cu sume între 50-60 de euro pe hectar. Declarația aparține ministrului Agriculturii, Valeriu Tabără, și a fost făcută recent într-un interviu acordat agenției Mediafax. Ministrul Agriculturii Valeriu Tabără a afirmat, potrivit surse citate, că una dintre cele mai mari probleme a agriculturii românești este reprezentată de cele 3 milioane de hectare de terene cultivate. Valeriu Tabără este de părere că ar trebui introdus o taxă de penalitate pentru cei care nu îngrijesc corespunzător parcelele de teren pe care le-au în proprietate. Potrivit ministrului, o ordonanță din anul 1995 stipula o astfel de prevedere. Referitor la acest aspect, Valeriu Tabără a mai precizat: tot cadrul acesta am vrea să-l revedem, am vrea să revedem și procedurile din țările europene și sigur împreună cu Ministerul Finanțelor am vrea să găsim soluția și este clar că se va ajunge la această taxare care se referă nu numai la terenurile din extravilan, ci inclusiv intravilan. Nu se referă doar la terenurile private, ci și la cele proprietate publică. Penalitățile ar putea fi stabilite într-un cuantum egal cu subvenția pe care o primesc agricultorii pe suprafața de teren, respectiv 50-60 de euro pe hectar, potrivit sursei citate. Părerile oamenilor sunt împărțite. Unii cred că măsura este într-adevăr bună, alții nu cred că aceasta este soluția pentru problemele cu care se confruntă agricultura românească. Ce va trebui făcut? Poate chiar așa. Mi se pare că e o măsură justă. Da, da, da. E corect. E cert că agricultura merge prost. Și nu se face nimic. Cu amenda poate rezolvă ceva, dar prea puțin. Câte vreme aducem de toate de afară, roșii și ceapă și draculacu, e greu. Da, sunt de acord. Că și eu am părinți la țară, frate la țară, în comuna Rus, eu am socri în Căpâlnă și mulți au luat bani și nu au făcut nimic. Deci să plătească, să fie penalizați dacă nu-l cosești și nu-l întrețin. Că șesurile sunt ca mahalaua. Dacă vă uitați pe Valea Someșului, eu umblu până la Rus săptămânal. E catastrofă, pământuri bune, nelucrate și... Dar nu zice să plătească, pentru că nu au cu ce. N-au nicio sponsorizare de nicăria ca să-l poată lucra pământul. Nu se poate. Dacă i-ar ajuta pe țărani, că și eu am pământ, dacă ar ajuta pe țărani să le mai dea ceva ca să poată să lucreze, l-ar lucra cu plăcere, că la țăran asta e interesant, să-și lucre pământul. Așa lasă tot pustiu.